Încărcat de vinovăție își aminti de câte ori o dezamăgise pe Kieran punând în datoririle sale oficiale înaintea vieții de familie. Cuvintele lui Kieran rostite acum o săptămână îi reveniră în minte. Malcolm, pur și simplu viața noastră nu mai poate continua așa. Spera din tot sufletul ca ea să nu fi vorbit serios. În mașină se lăsă o tăcere pe care Jorge a avut bunul simț de a nu o tulbura. În cele din urmă Ensley rosti pe un ton sumbru. Nevestei mele îi place la nebunie să fie măritată cu un polițai. Jorge răspunse cu prudență. O nebunie, nu? Nici nu-mi dau seama de ce adăugă Ensley cu amărăciune. Tot ce am făcut eu a fost să-mi joc de tot concediul numai de dragul de a trâncăni puțin cu un criminal care va muri mâine dimineață. N-ar face la fel care alt soț cum se cade? Jorge dădu din numeri. Ești polițai la omucideri. Unele lucruri trei luate ca atare. Nu-i poți face pe ceilalți să le înțeleagă. Eu n-am să mă căsătoresc niciodată, adăugă el. Deodată Jorge apăsa accelerația până la podea țâșnind în viteză pentru a depăși o mașină și a lăsa în spate o alta care venea din urmă. Șoferul acesteia claxonat în semn de protest. Pentru numele lui Dumnezeu, calmează-te, Mugiensli! Apoi, întorcându-se în scaun, făcu semn cu mâna spre mașina din spate, sperând ca șoferul să ia asta drept un semn că își cerea scuze. Spumega! Doi e cel care trebuie să moară, nu noi! Scuze, sergent rânji Jorge! M-a luat valul cu graba asta! Ensley își dădu seama că Leo Newbold avea dreptate. Din când în când, Jorge conducea ca un țignit, dar șarmul lui cubanez rămânea neatins. Era limpede că farmecul său făcea minuni cu femeile. Iar cele frumoase și sofisticate care îl însoțeau pe Jorge peste tot păreau să-l adore, pentru ca mai apoi, din motive niciodată explicate, acestea erau periodic înlocuite având genul de aranjamente de ale tale, de ce te-ai căsătorit, spuse Ensley. La vârsta mea sunt nevoit să mențin toate opțiunile. Ei bine, e clar că asta și faci. Ești mereu un Romeo de primă mână. Îți amintești că ieri nici chiar Ernestin n-a putut rezista farmecelor tale. Sergent, Ernestin e o curviștină. Orice tip cu un portofel în buzunarul din spate poate să o fascineze. Eu aveam 40 de dolari în buzunar și n-a venit la mine. Nu. Păi asta i nu știu, oamenii te respectă. Fetele astea s-ar simți ca și cum s-ar da la unchiul lor. Ensley zâmbi și zise încet. Te-ai descurcat bine ieri, Jorge am fost mândru de tine și se lăsă pe speteaza scaunului său. Un turist în vârstă Werner Neuhaus conducea un cadilac închiriat când s-a rătăcit în labirintul străzilor numerotate din Miami, multe dintre ele având și nume, uneori chiar două. De rătăcit se rătăceau mulți, chiar și dintre localnici. Din nefericire, neamțul buimăcit s-a aventurat în cartierul răufamat Overtown, unde a fost atacat, jefuit și împușcat mortal, iar cadavrul său a fost aruncat din mașina închiriată furată de atacatorii săi. A fost o crimă fără nicio noimă. Jaful prezumtivul obiectiv principal ar fi putut fi realizat ușor și fără asta. S-a emis imediat o alertă fiți pe fază în tot statul pentru găsirea mașinii dispărute. Cum uciderea turiștilor străini atrăsese deja atenția pe plan internațional, primarul exercita presiuni tot mai mari. La fel și consilierii municipali și șeful poliției pentru o rezolvare rapidă cu toate că nimic nu putea anula publicitatea negativă pentru Miami, o arestare la țan ar mai putea liniști spiritele. În dimineața următoare, Jorge însoțit de Malcolm Ensley patrulau prin Overtown cu o mașină fără însemne căutând probe sau martori oculari. Ensley îl lăsă pe Jorge să preia conducerea și în apropierea intersecției Northwest Third Avenue cu 14 Street, văzu doi traficanți de droguri cunoscuți lui după numele de pe stradă Big și Shorty Spatman. Pe numele lui Shorty se emisese un mandat de arestare sub acuzația de atac în circumstanțe agravante ceea ce constituia un delict. Jorge sări repede din mașină urmat de Ansley în timp ce detectivii se apropiau din două direcții tăind orice șansă de scăpare nici își îndesă ceva în pantaloni. Privi spre ei nepăsător. Jorge stabili tonul discuției. Hei, Nică, cum mai merge? Răspunsul fu unul prudent. E în regulă așa, tipule. Traficantul și detectivul se scrutau reciproc. Știau cu toții că dacă polițiștii cu limba ascuțită se apucau să-și exercite dreptul lor de a-i opri, să-i percheziționeze, ar găsi droguri, poate și arme. Iar în acest caz, dealerii ambii cu caziere lungi de un cot s-ar fi putut pricopsi cu sancțiuni penale îndelungate. Jorge îl lua la întrebări pe Shorty Spatman care măsura cam un metru cincizeci în înălțime. Ai auzit de turistul neamț ieri? La televizor. Ticăloșii le fac porcări turiștilor, ăștia sunt chiar niște tip nasoli. Să aud ceva vorbe pe stradă? Ceva. Ensley interveni și el în discuție. Voi doi băieții vă puteți face un serviciu dacă ne dați nume. Invitația era cât se putea de limpede. Haideți să facem un târg. După cum vedeau detectivii, lucrurile rezolvarea unei crime avea prioritate față de aproape orice altceva. În schimbul informațiilor, delictele mai mici și chiar un mandat de arestare puteau fi ignorate. Însă Big Nick insistă, habar n-avem de niciun afurisit de nume. Jorge făcu un semn spre mașină. Atunci mai bine mergem cu toții până la secție. La sediul central al poliției, după cum știau Nick și Shorty, controlul corporal total era obligatoriu, iar mandatul de arestare nu putea fi trecut cu vederea. Stai așa, se băgă Shorty. Am auzit două coarde spunând că azi noapte a fost împușcat un fraier, iar doi șmecheri au săltat mașina. Jorge, fetele au văzut cum s-a întâmplat? Shorty dădu din numeri. Poate, ia s cu numele lor. Ernestin Smart și una căreia îi se spune Flame. Și unde dăm noi de ele? Ernestin doarme la râul și trei. De flame habar nu am. Vorbești de tabăra de boschetar de pe Tard și North River, zise Jorge. Da, dacă ne-ați vândut gogoșile, zise Jorge, celor doi ne întoarcem și vă găsim. Dacă se dovedește a fi ok, vă rămânem datori. Jorge și Ensley se întoarseră la mașină. Localizarea uneia dintre prostituatele mai lor Tabăra de boschetari de pe Third Street era sub 95 de-a lungul râului Miami. Inițial fusese o zonă de parcare de centru și zeci de aparate de taxare nefolosite zăceau cu un aer ridicol printre nenumăratele cutii de carton de ambalaj și alte adăposturi șubrede de alcătuite din tot felul de resturi aruncate la gunoi, întreaga îngrămădire mizerabilă și murdară semănând cu o fundătură de iad dintr-o țară prăpădită de lumea a cincea. Iar ființele umane duceau o viață disperată și degradantă printre toate acestea. Gunoaiele erau peste tot în tabără și în prejurim. Jorge și Ensley ieșiră cu grijă din mașină știind că în orice clipă puteau păși pe un morman de excremente. Ernestin Smart și Flame aflară ei împărțeau o cutie din placaj care, dacă te luai după marcaje, conținuse cândva cauciucuri de camion. Acum se afla pe partea dinspre râu a fostei parcări. În cutie fusese tăiată o deschizătură dreptușă. Era încuiată pe din afară cu un lacăt. Jorge și Ensley se puseră în mișcare. Intrând în tărâmul curvelor bulevardul Biscayne colț cu Northwest West 8 Street Biscayne și 11 Street Flagger East colț cu Third Avenue, chestionară câteva dintre prostituatele de zi întrebându-le de Ernestin și de Flame. Niciuna dintre ele nu fusese văzută în ziua aceea și în cele din urmă detectivii se întoarseră la adăposturile boschetarilor. De data asta găsiră ușa cutiei de placaj a Ernestinei și a lui Flame descuiată și deschisă. Jorge își băgă capul în interiorul întunecos. Hei, Ernestin, sunt polițaiul tău prietenos de proximitate, cum merge? Se auzi o voce răgușită. Dacă aș avea mai mult, n-aș locui în cotețul ăsta de porci. Vrei să-mi opui, polițaiule? Pentru tine azi e zi de chilipiruri. Ernestin se holba afară din semi-obscuritatea cutiei. Jorge aprecie că avea cam 20 de ani, în ciuda atitudinii blazate a unei femei de două ori vârsta ei. Era neagră și fusese frumoasă cândva, dar acum avea o față buhăită și străbătută de cute. Cu toate astea avea o figură plăcută. Salopeta albă dezvăluia un trup zvelt și sunt Ernestin îi surprinse privirea lui Jorge și păru că se amuză. Cu toții vedem tot felul de lucruri, îi spuse ea. Atât doar că nu ne amintim întotdeauna. Dar tu ai să-ți amintești dacă te ajut? Ernestin zâmbi enigmatică. El știa că răspunsul era afirmativ. Așa se proceda cu prostituatele și de asta detectivii cultivau relații cu ele ca amici și aliați. Prostituatele erau pline de informații și le dezvăluiau dacă le plăcea polițistul sau târgul. Nu dădeau niciodată nimic de bunăvoie. Trebuia să le pui întrebările potrivite. Jorge început să o chestioneze prudent. Nu cumva din întâmplare lucrai chiar pe North Street colț cu 12 Street noaptea trecută? Nu știu, poate. Păi chiar mă întrebam dacă n-ai văzut doi tipi nervoși sărind într-o mașină condusă de un alb mai în vârstă, apoi împușcându-l și aruncându-l afară. Nu, dar am văzut un frate și o fătucă de asta de doi bani făcându-l pe un babalâc să oprească mașina și apoi făcând cum ai zis tu. Jorge îi aruncă o privire lui Ensley care aprobă din cap simțind că urma să li se ceară bani. Hai să ne lămurim, zise Jorge. Erau un bărbat negru și o femeie albă? Da. Ernestin îl fixă cu privirea. Înainte să mai zic ceva, ce-ar fi să mă atingi cu vreun gologanomule? Dacă ceea ce ne spui nu-s rahaturi, merită o sută. E super așa. Părea mulțumită. Știi numele? Tipul negru e Kermit Broscoiul. Arată ca un broscoi, are niște ochi caragioși bulbucați. E rău de tot, întotdeauna își scoate fierul. Și femeia? Am auzit că ar chema-o e mereu împreună cu Kermit. Își fac veacul într-un local de pe strada a opta și i-am văzut săltați pe amândoi pentru că s-au încăierat. Dacă ți-aș aduce niște poze, i-ai putea identifica? Cum să nu, iubitule, fac orice pentru tine. Întinzându-se, Ernestin îi atinse obrazul lui Jorge. Ești un drăgălaș. El îi zâmbi, apoi continuă. Și cei cu flame? ne ajută și ea? Va trebui să-l întrebați. Săl. l Flame e un travestit, zise Ernestin. Îl cheamă Jimmy Mary. Ensley gemu sonor. Nu ca martor în niciun caz. Jorge de Du din cap. Un el ia un bărbat care voia să-și facă operație de schimbare de sex și între timp se îmbrăca și trăia ca o femeie. Era ceva obișnuit în promiscuitatea lumii interlope. Și mai mult decât atât, după cât se părea Flame trecea drept prostituată. Nu exista nicio posibilitate ca un astfel de specimen să poată fi adus în instanță. Ar fi iritat juriul, așa că uitați de Flame. Ernestin ar fi fost un martor bun, și s-ar putea să mai găsească și alții. Jorge îi spuse lui Ernestin: Dacă tot ceea ce ne-ai spus se potrivește, te căutăm cu banii în următoarele două zile. Acest gen de plăți făcute pentru informatori erau disponibile dintr-un fond de cheltuieli la care aveau acces detectivii. În acel moment radioul portabil al lui Ensley anunță numărul unității Sale 1910. El răspunse QSK, însemnând continuați transmisiunea. Sună-l pe locotenentul tău. Folosindu-se de aceeași stație portabilă care putea funcționa și ca telefon, Ensley formă numărul lui Leon Newbold. Am reușit să facem un salt în cazul Newhouse, zise Newbold. Poliția statală a găsit mașina dispărută cu doi suspecți. Sunt aduși acum aici. Domnule, să nu-mi spuneți, fă cu verificându-și notițele. Este un negru pe nume Kermit și o fată albă Maggie? Da, ei sunt. De unde știi? Jorge Rodriguez are un martor, o prostituată. Ea spune că va face identificarea. Spunei lui Jorge că s-a descurcat minunat. Mai bine ați veni aici. Haideți să terminăm asta repede. Faptele ieșiră încet la iveală un polițist al statului Florida care reținuse alerta lansată cu o zi în urmă de poliția din Miami, văzuse și oprise mașina dată în urmărire și arestase pe ocupanții ei un bărbat de culoare Kermit caprum în vârstă de 19 ani și Maggie Torn 23 de ani. Amândoi aveau revolvere de calibrul 38 trimise pentru analiză balistică. Ei le povestiră polițiștilor că în urmă cu aproximativ o oră găsiră mașina abandonată cu cheile în contact și că o luaseră să se plimbe. Era o minciună sfruntată, dar uniformele nu contestară, pentru că știau că detectivii de la omucidere aveau să le pună întrebările potrivite când Jorge și Ensli ajunseră la omucideri, Caprum și Torne fuseseră deja aduși acolo și erau ținuți în camere separate de interogare. O verificare în baza de date dezvălui că amândoi aveau cazier cu începere de la vârsta de 18 ani. Tânăra femeie Torne fusese închisă pentru furturi și avea condamnări mărunte pentru prostituție. Caprum avea două condamnări pentru furtișac și tulburarea liniștii publice. Era mai mult ca sigur că amândoi erau înregistrați și pentru delicte comise ca minori. Secția de omucidere a poliției din Miami era total altfel decât acele unități de detectivi gălăgioase și frenetice. Așa cum le arătau filmele de la televizor, în care publicul putea intra după voie, iar comportamentul era foarte relaxat. Situată la cel de-al cincilea etaj al clădirii, sediul central al poliției din Miami ca o fortăreață, la secția omucider se putea ajunge numai cu liftul din holul principal. Oricum, ușa de la etajul 5 nu se deschidea decât cu o cartelă specială de acces. Nimeni altcineva nu mai deținea astfel de carduri, în afara detectivilor de la omucideri, personalul civil al secției și a câtorva ofițeri superiori. Întregul personal al poliției și vizitatorii ocazional necesitau aprobări primite în prealabil, dar chiar și atunci nu puteau urca decât însoțiți de un posesor al cartelei de acces. Arestații și suspecții aduși la omucidere ajungeau printr-o intrare bine păzită de la subsol și cu un lift de securitate care urca direct în biroul secției. Rezultatul era un mediu liniștit, controlat. Jorge Rodriguez și Malcolm Ensley priviră prin geamul oglindă la suspecții închiși în încăperi diferite pentru interogatorii. Avem nevoie de cel puțin o mărturisire, spuse Ensley. Lasă-mă pe mine se oferi Rodriguez. Vrei să interoghezi pe amândoi? Da, pe fată prima. Te super dacă intru singur? În mod normal, un suspect de crimă era interogat de doi detectivi, însă succesele anterioare ale lui Jorge cu interogatoriile lui Solo constituiau un argument convingător, mai ales acum. Ensley dădu din cap. dă drumul. În timp ce interogatoriul suspectei Maggie Torne începuse, Ensley urmărea și asculta prin geamul de observație. Suspecta era palidă și părea mai tânără decât anii ei îmbrăcată în blugi, pătați rupți și o bluză murdară. Dacă își pune o rochie pe ea și se spală pe față, ar fi chiar drăguț să aprecie Ansley. Așa cum era acum părea dură și scorțoasă legănându-se nervoasă în scaunul metalic de care era încătușată. Când Jorge își făcu apariția, i-a trase de cătușe lovindu-le de scaun și strigă. De ce mă trebuie să port astea? Jorge zâmbi ușor și se duse să îi le scoată. Ei, cum îți merge? Eu sunt detectiv Rodriguez. Vrei o cafea sau o țigară? Torne își frecă închieturile mâinilor și bombăni ceva despre lapte și zahăr. Părea cu o idee ceva mai degajată acum, cu toate că neîncrederea persista. Greu de dovedit, se gândi Ansley. Ca de obicei, Jorge adusese un termos, două pahare de plastic și țigări. Turnă cafeaua pentru amândoi continuând să vorbească în același timp. Deci nu fumezei? Da, nici eu. Tutunul e o chestie periculoasă. Dar nu atât cât 38-ul fetei chipzui Ensley. Îmi pare rău, va trebui să o bei fără zahăr. Hei, te super dacă-ți spun Maggie? Eu sunt Jorge, Vezi tu, dacă pot am să te ajut. De fapt, cred că ne-am putea ajuta unul pe celălalt. Nu, nu-s doar niște căcaturi. Adevărul Meghi este că ai dat de o grămadă de necazuri, iar eu încerc pe cât posibil să-ți ușurez soarta. Ensley stătea în spatele geamului oglindă bătând tactul cu piciorul. Aplică-i codul Miranda, Jorge, se gândi el nerăbdător știind că Jorge nu mai putea face un pas până când nu-i citea lui torne drepturile de care beneficia. Inclusiv cel la un avocat. Desigur, ultimul lucru pe care și l-ar fi dorit un anchetator în acest stadiu critic ar fi fost prezența restrictivă a unui avocat. Motiv pentru care detectivii de la omucideri încercau să prezinte litania Miranda în așa fel încât răspunsul să fie nu. Îndemânarea lui Jorge de a obține acest răspuns devenise legendară. Începea cu un preinterogatoriu cu totul legal pe parcursul căruia aduna informațiile de bază. Numele suspectului, adresa, data nașterii, ocupația, numărul de asigurări sociale... Însă Jorge proceda cu o încetineală deliberată făcându-și răgaz pentru comentarii. Așadar, te-ai născut în August Meghi? Hei, și eu la fel. Asta ne face lei, dar eu nu prea cred în rahaturile alea de zodiace. Tu, în pofida abordării inofensive, fata era încă neîncrezătoare, așa că Jorge lăsă fraza de preinterogatoriu să curgă mai departe, deși încă nu pomenise de crima investigată. Maggie, doar încă vreo câteva detalii personale. Ești măritată? Nu? Nici eu. Poate mă căsătoresc cândva. Ei, n-ai și tu vreo un prieten, Kermit? Păi mi-e teamă că și Kermit a dat de necazuri, iar ție nu prea ție de ajutor acum. Poate că e chiar el cel care te-a împins aici. Ce-mi poți spune de maică ta? Wow, n-ai văzut-o niciodată? Păi atunci, ce-i cu taică tu? Bine, bine, nu-ți mai pun întrebări despre ei. Jorge se așeză lângă torne atingându-i brațul sau umărul din când în când. În cazul unor i-a pucat de mână, era chiar în stare să-i facă să plângă. Însă torne era dură, așa că Jorge se abținu. Totuși existau limite în ceea ce privea durata unui preinterogatoriu. E cineva pe care îi vrea să-l contactezi pentru tine, Maggie?" Păi, dacă te răzgândești, fă bine și spunem. De afară, Ensley aștepta încordat să audă declarația Miranda. Între timp, examina fata. Ceva din figura ei îi era familiar, însă, în pofida abilității de recunoaștere instantanee pentru care polițiștii erau antrenați, nu o putea plasa undeva. Capacitatea ei de a scăpa, îl ea. Ok, Maggie, avem multe de discutat, dar acum trebuie să te întreb ceva. Ești dispusă să vorbești cu mine ca până acum fără prezența unui avocat? Jorge mergea pe muchie de cuțit printre prevederile legii. Aproape imperceptibil torne dădu din capa aprobare. Grozavă, pentru că și mie îmi place să discut. Dar e ceva de care trebuie să scăpăm, știi tu, astea s regulile. Așa că trebuie să-ți spun următoarele, Meghi. Ai dreptul de a nu spune nimic. Litania oficială continuă, mai mult sau mai puțin precisă. Nu ești obligată să discuți cu mine sau să-mi răspunzi la vreo întrebare. Iar dacă discuți cu mine, tot ce spui poate fi folosit ca probă împotriva ta. Ai dreptul la un avocat oricând. Dacă nu-ți poți permite unul, îți va fi dat unul din oficiu. Ensley ascultă cu atenție. Cu toate că încăperile pentru interogatorii erau izolate fonic, vocile puteau penetra geamul oglindă dinaintea lui pentru ca ulterior să poată depune mărturie dacă era necesar ca avertizmentul Miranda fusese rostit. Nu mai conta că vocea lui Jorge devenise prevenitoare și degajată. Ceea ce avea importanță erau cuvintele potrivite cu toate că torne de-abia dacă le acorda atenție. Sosise vremea pentru cea de-a doua mișcare calculată a lui Jorge. Acum, Meghi, ori continuăm să vorbim, ori eu mă întorc la lucru și n-ai să mă mai vezi. Pe figura fetei apăru o expresie de îndoială. Ce se întâmplă mai departe dacă acest tip dispare? Jorge recunoscu semnele. Era aproape de succes. Megi, ai înțeles ce ți-am spus adineauri? Ești sigură? Ok, atunci am rezolvat-o și pe asta. O, oh, încă ceva. Trebuie să-mi semnezi o hârtie. Confirmă ceea ce spuneam. Torne semnă formularul oficial cu un scris scrijelit, dar certificând astfel că, după ce fusese informată asupra drepturilor ei, acceptase să discute cu detectivul Rodriguez fără a cere prezența unui avocat. Ensley puse deoparte notițele pe care le scrisese.